Când mă gândesc la profilul acestui tată, mă simt, am așa emoții uh, contradictorii. Pe de-o parte, incomodat de faptul că în ultimii cinci ani din viață și apoi a murit și mă gândesc la mine ca și tată, la imperfecțiunile mele de tată, dar mă și inspir în același timp. Nu doar mă incomodează, ci această pildă și acest profil al tatălui mă și inspiră. Deci Isus nu este doar mesagerul, El este imaginea, El este mesajul. Și El este vrednic să ne vorbească despre cum arată Tatăl, despre cum este Dumnezeu și El ne spune că El este un tată. Vedeți în pilda asta când începe, te rog să îmi pui pe ecran, Luca 15, la versetul 11. El a mai zis, și nu spune, el a mai zis, erau doi frați. Nu ne spune, pilda nu începe cu faptul că erau doi frați, de vârste diferite, de pretenții diferite, de ambiții diferite, ci era un om și este pentru prima dată și singura dată în această pildă când folosește cuvântul om și nu tată. Era un om Filda pornește de la un om, de la un tată care avea doi fii și nu de la un fiu care îi risipește și nici de la unul care rămâne acasă. Ce pornește de la un om care în mod natural din moment ce are doi fii este tată. Și aș vrea să vorbesc în câteva puncte despre acest profil al tatălui din Luca capitolul 15. În primul rând, tatăl îi oferă libertate și resurse fiului cel mai, celui mai tânăr. Fiul cel mai tânăr probabil ajunsese la 18-19 ani sau când ajung uh, uh, copiii evrei la majorat, probabil. Și spune, tată, dacă mori la viața ta și la viața fratelui meu mai mare și a comunității, mie mi se pare că e multă plictiseală. Nu știu dacă vii auziți des în urechile voastre ca părinți cuvântul ăsta de plictiseală, că mă plictisesc. Și dacă mă uit la modul în care trăim noi, nu mi-aș dori un viitor de genul ăsta. Eu aș vrea să trăiesc altfel. Așa că dăm partea mea de avere că eu am altă perspectivă despre viață. Ce îi spune copilul tău care la 18 ani vine și spune dăm partea de avere? Tău la 18-19 ani îți cere partea de avere, că el are o altă perspectivă de viață, el vrea să trăiască altfel. Probabil că unii dintre noi îmi spune... Pleacă de aici! Care, care parte de avere? Nu ți se cuvine nimic! N-ai nicio parte de avere! Dacă vrei bani, du-te și muncește ca să ai și fă ce vrei tu cu ei! Du-te la lucru! Du-te și muncește, du-te și fă școală, du-te și așa mai departe. Dar vedem, aș vrea să-l observăm că Isus ne dă acest model de tată care oferă libertate, care oferă și resurse, nu doar libertate. În contextul ebraic, când un copil merge la tatălui și cere partea de avere, un mesaj foarte direct este, din această zi pentru mine ești un om mort, pentru că averea se primește la. Tată, pentru mine ai murit, dăm resursele alea și uh, eu sunt liber. Tatăl îi oferă libertate și resursă. Uh, tatăl nu apelează la manipulare, la vinovăție, la constrângere. Tatăl știe și înțelege riscurile la care se supune. Fiul său, luând resursele, luând viața de unul singur, așa de vreme, și să meargă într-o țară îndepărtată, departe de casă, de cultură, de familie, de mediul în care a crescut. Tatăl înțelege riscurile. Tatăl oferă libertate și resurse pentru că știe că așa se formează omul prin administrarea acestor resurse. Tatăl este o ființă stabilă. Tatăl știe cum s-a dezvoltat și știe că libertatea și resursele sunt instrumente care te formează într-un fel sau altul. Și îi dă libertatea să meargă, pentru că tatăl are siguranță de sine și are siguranța că și fiul său va face ceva potrivit. Asta e în plus, nu neapărat e din text. Pentru acest tip de tată. pentru acest profil de tată, formarea copilului său este mai importantă decât resursele și decât confortul personal. Este foarte incomod să dai o astfel de libertate și resurse multe unui tânăr la 18, la 19 ani. Dar acest profil de tată, acest tată, înțelege că resursele, nu, că formarea copilului, că formarea fiului său este mai importantă, mai valorosă decât resursele și că a se simți el comod acasă, în timp ce muncește, în timp ce își vede de viața lui, a, simți, a se simți comod nu e mai important decât formarea copilului său. Și aceste convingeri îi dau libertatea să spună fiule, Aici e libertate și aici sunt resursele. Nu știu în ce cultură sunt bărbații ăștia, dar în biserică ar trebui să fie. Nu știu în ce epocă întâlnim asemenea profil de tată, dar biserica trebuie să formeze astfel de părinți. Creștinismul formează acest model de tată. Doar în trecere aș vrea să spun câteva idei despre acest fiu care își amintește în rătăcirea lui și în eșecul lui, își amintește profilul Tatălui. Stând acolo la porci, își face o evaluare a vieții lui și își amintește despre profilul Tatălui. Își amintește că acolo în gospodăria lor, Robii tatălui, angajații tatălui, oamenii care muncesc pentru tatăl său o duc bine, trăiesc bine. Și el zice, ce fac eu aici? Cum îmi trăiesc viața în felul ăsta? Am greșit undeva, undeva am deraiat. Și el începe să-și facă un proces de evaluare a vieții lui și înțelege că el a ajuns acolo datorită alegerilor lui. Și asta e un adevăr foarte profund pentru fiecare dintre noi, dragii mei. Noi suntem astăzi exact acolo unde am ales să fim. În al doilea rând, fiul își asumă în întregime falimentul. Nu spune, tata-i de vină că mi-a dat prea multă libertate. tata e vinovat că mi-a dat toți banii. Dacă nu mi-i dădea pe toți, mai aveam ceva acasă. Dacă mi-i dădea în rate, dacă mi-i dădea... Uh, pe bucăți, pe fragmente, probabil că mai aveam astăzi ceva. Cred că tata a greșit. Cred că tata trebuia să mă lege de nucul din curte, să-mi dea o bătaie bună, să spună, bagă mințele în cap, copile. Convingerile care vin din libertate sunt convingeri care ne marchează, care ne conduc viața, care ne motivează să ne asumăm responsabilitatea pentru viața noastră. Apoi fiul vine acasă și cere iertare tatălui, iar în al patrulea rând vine acasă fără nici o pretenție. Vine acasă fără nicio pretenție. Nu mai are nicio pretenție. El își asumă în totalitate că alegerea lui, libertatea lui, modul în care și-a administrat viața, modul în care și-a administrat resursele, a dus la faliment. El pornește înspre casă cu gândul să-și ceară iertare pentru greșeala lui față de tatăl său și să rostească că nu are nicio pretenție. Nu întâmplător, dragii mei, acest detaliu este important în pocăință, când noi ne întoarcem la Dumnezeu. Împărăția cerurilor este pentru cei care intră în împărăție fără nicio pretenție, pentru că înțeleg de unde vin, înțeleg cum și-au administrat viața. Aș vrea să mergem mai departe și să-l vedem pe Tatăl, că nu ne concentrăm pe Fi, ci pe Tatăl astfel. Deci Tatăl oferă libertate și resurse Fiului său. În al doilea rând, îl primește cu mare bucurie. Tatăl îl vede de departe. Îl vede de la distanță. Și ce zice? Nu, hai să-mi pregătesc discursul, hai că vine risipitorul, hai să-i aduc aminte cât am gelit eu aici și cât m-am rugat pentru el, cât am suferit din cauza lui. Să-i spun cum am calculat zilele din calendar, cum mi-am numărat zilele și lunile și anii, cum am avut nopți nedormite, cum am avut coșmaruri, că îl visam răbușit, că-l visam zdrobit sau mort sau pierdut sau falimentar. Dar nu este așa. L-a văzut de departe și i s-a făcut milă de el. L-a văzut de departe și i s-a făcut milă de el. Dar ce a zis? A, hai că nu mi-a arat mila. Prima dată îl iau la rost. Prima dată îi pun acele întrebări directe, clare, puternice, ca să înțeleagă costul libertății i s-a făcut milă de el, în al treilea rând a alergat, a alergat în așa fel, dragii mei, că a căzut pe grumazul lui. Adică când a fost aproape de el, s-a prăbușit peste el. S-a prăbușit peste el. A căzut pe grumazul lui. Și în al patrulea îmi spune că l-a sărutat, l-a pupat așa ușor pe obraji. A vrut să-l miroase, să vadă cum miroase, cum vine acasă. Miroase alcool, a fum, a tutun, a parfum, a ce? Tatăl a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Adică mult. Adică de multe ori. Nu se mai sătura să-l sărute. Nu se mai sătura să-i să dea drumul din brațele lui, așa cum ne spunea Alex astăzi. L-a îmbrățișat, l-a sărutat mult. Deci îi oferă libertate și resurse, îl primește cu mare bucurie și în al treilea rând îl restaurează, tatăl îl restaurează. Adică haina cea mai bună, care este cea mai bună haină pe care o avem acasă, robilor, îmbrăcați-l, cea mai bună haină, cea mai elegantă, cea mai specială. Cu virgulă sau cu alte semne pe ea care e cea mai de cea mai scumpă, cea mai frumoasă, cea mai nobilă, îmbrăcați-l. Nu vreau să-l văd cu zdrânțele astea pe el, vreau să-l văd altfel. Vreau să-l văd în exterior cum îl văd, vreau să-l văd acoperit de toate imperfecțiunile lui. Vreau să-l văd așa cum este în inima mea. Nu cum este în ochii mei, nu ceea ce văd, ci cum este în inima mea. Aduceți un inel și puneți-i pe deget. Să înțeleagă că este restaurat. Să înțeleagă că aparține familiei. Că preia brandul familiei. Că noi ca familie îl luăm acasă. Puneți-i încălțăminte în picioare. Nu vreau să-i mai văd bătăturile, nu vreau să-i văd zgârieturile, nu vreau să-i văd sângerările, încălțați-i, dați-i încălțăminte, nu ca robi care umblă de sculți, și ca unul restaurat care umblă încălțat. Avem un vițel pe care l-am pus pentru petreceri speciale, care l-am pus pentru evenimente speciale. Tăiați vițelul, pregătiți mâncarea, adunați oamenii să vină să ne bucurăm și să ne veselim, că acest fiu care a fost pierdut a fost găsit. Să mâncăm și să ne veselim, să îl restaurăm pe deplin. Vedem un tată care oferă libertate și resurse, care îl primește cu mare bucurie și care îl restaurează în ochii tuturor. Toată lumea nu o face în ascuns, doar unul, doi să vadă, stai aici în cameră, o să te arăți din când în când, învățăm pe oameni treptat că ai venit acasă, că ai dat semne de pocăință, că este un proces să vadă toată lumea că acest fiu a venit acasă și este restaurat. În public, față de toți. În al patrulea rând, tatăl îl protejează de mânia și respingerea fratelui mai mare. Putea să spună, fiule, eu sunt tată, eu te primesc cu bucurie, dar în fața lui frate tău nu o să scapi ai un frate care e foarte sârguincios cu munca, nu dă petreceri, nu risipește bani, nu este din cuvântul meu, e foarte liniștit, foarte la locul lui, nu știu cum scap de gura lui. Nu spune asta. Dacă ne uităm la contextul pildei, hai să ne uităm la Luca 15, te rog să-mi dai primele două versete. Luca 15, ca să înțelegem ce face Domnul Isus a zis aici, 15, versetul 1 și 2. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Isus ca să-L asculte. Și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Acesta este primul element din contextul pildei care ne ajută să înțelegem mai bine. Isus este la masă la masă cu păcătoșii, cu uh, vameșii, cu, cu, cu categoriile astea foarte disprețuite de oameni religioși, stă la masă cu ei și povestește despre împărăția lui Dumnezeu. Și în dreapta, dacă sunteți familiar cu Scriptura sau cu filmele despre Iisus, vin farisei, vin cărturarii care tot timpul cârtesc, care tot timpul se leagă de ceva din viața lui Isus. Tot timpul vor să-l corecteze, să-l dirigeze, să-i să spună că nu acționează corect. Pe de o parte sunt vameși, sunt păcătoși, la masă cu Isus, pe cealaltă parte sunt farisei și cărturare. Și aceștia vin cu nemulțumirea, cu judecata, cu frustrarea, că omul acesta îi primește la masă, pe păcătoși și mănâncă împreună cu ei. Cum își permite asta? Dacă ar fi de la Dumnezeu, dacă ar fi fiul lui Dumnezeu, n-ar trece peste cutumele astea, peste regulile, peste principiile astea spirituale pe care le avem în, în, în Israel. Și așa cum Isus stă între și pe de-o parte și farisei, așa îl vedem pe Tatăl care stă, prin această pildă, între fiul care se întoarce acasă, pocăindu-se profund și... Fratele mai mare care, care este într-o altă dimensiune, care are o altă perspectivă, care are un alt mindset, care are o minte diferită, care gândește diferit. Tatăl are, în, are în, să zic, în, inițiativa. Tatăl nu stă în casă și zice dacă vrea să intre, să intre, dacă nu-i treaba lui. Când îl vede pe fratele, mai mare, pe fiul lui mai mare și aude că stă afară, că e supărat, că e necăjit, tatăl are inițiativa și merge la el. În al doilea rând, tatăl l-a rugat, l-a motivat să intre și să se răbăturească împreună. Și fiul nu răspunde. Fiul se încarcă de supărare, de nervi, de mânie și la un dat începe să vorbească și spune, Tată, cred că ți-ai pierdut discernământul. Tată, cred că ai pierdut dreptatea, ai pierdut dragostea, ai pierdut capacitatea de a administra corect ideile, resursele și relațiile cred că ești în eșec total. Dacă nu înțelegi că acest frate, acest om, această ființă și-a distrus toate resursele lui cu femeile destrăbălate, mergând într-o țară îndepărtată, făcând de capul lui, trăind de capul lui, mă uit la tine și nu te recunosc. Unde ți capul? Unde ți principiile? Unde sunt regulile de viață? Unde sunt valorile? Unde sunt lucrurile în care crezi. Unde sunt? Unde ți mintea? Unde ți capul? Inel, vițel, încălțăminte, petrecere. Pe cine ai mai văzut o să trateze așa pe un om care risipește, care distruge? Tată, te-ai dezechilibrat. Nu poți să trec peste asta. Și mă uit la tatăl cum îl ascultă. Imaginați-vă un tată care ascultă toate reproșurile fiului său, care stă acolo să inhaleze, să primească toată mânia fiului său mai mare, să o absorbă, să o ia, să-l despovereze, Stă acolo în liniște și îl ascultă cu toate criticile lui, cu perspectiva lui, cu furia lui, cu nemulțumirea lui pe care o basculează peste el. Cum sunteți ca și tați când fiii voștri sunt supărați și vă reproșează? Când fiii voștri au o perspectivă mai clară despre realitate decât voi? Când fiii voștri vă aduc argumente că nu gândiți bine, că v-ați pierdut discernământul, că nu mai sunteți în realitate, că nu mai iubiți corect, că nu mai arătați dreptate, ce vine să faci? Tacă-ți sau una mai, așa, mai contemporană, gura, că ți-o cos. Sau, bă, ia uite la mucosul ăsta, cum vine și el să-mi dea lecții despre viață. Ne uităm la tatăl care stă acolo, în prezența fiului său tulburat, nervos, tensionat, dezamăgit, care îi reproșează. Și stă ca o ca un coș de gunoi unde să basculeze furia lui. Dar în al cincilea rând, tatăl nu cedează în fața mâniei fiului celui mai mare, mai mare și a presiunii pe care o face asupra lui și vine cu o concluzie. Concluzia pe care fariseii și cărturari că erau acolo, trebuia să o tragă despre ei Trebuia, ce trebuia să facem? Trebuia să-l respingem? Trebuia să spunem, n ce căuta aici? Ce trebuia să-i spunem? Trebuia să ne bucurăm și să ne veselim. Trebuia să sărbătorim, spune tatăl. Fiule, acum te-am ascultat, dar concluzia este a mea. În această situație, trebuia să ne bucurăm, să ne veselim, Asta trebuia să facem. Și spune și de ce. Pentru că fratele tău era mort și a înviat, a fost pierdut și a fost găsit. Acesta este motivul pentru care trebuia să ne bucurăm. Te-am ascultat, ți-am înțeles perspectiva, ți-am înțeles doleanțele, ți-am înțeles limitele, am înțeles ce îmi spui, îți înțeleg furia, îți înțeleg mânia, îți înțeleg dezaprobarea față de fratele tău și față de mine. Dar trebuia să ne bucurăm. Pentru că acest fiu a fost mort și uite că este viu. A fost pierdut și uite că este... L-am găsit sau a fost găsit. Concluzia acestei bucurii este concluzia de final la fiecare dintre cele trei pilde. Cu aia pierdută, cu banul pierdut și cu fiul pierdut. În literatura pildelor, dragii mei, Concluzia este foarte importantă. În fiecare pildă sunt detalii nenumărate, interpretabile sau neinterpretabile, dar concluzia este punctul final, dacă vreți, apogeul. Și în, în, pilda cu aia pierdută vedem un cioban care le lasă pe cele 99 pe câmp și se duce să o găsească pe cea pierdută. Și când vine acasă, ce face? Le mai număr o Se bucură de unul singur. Nici nu se bucură. E o normalitate, e parte din munca lui de cioban. A făcut doar ce trebuia. Iisus spune, în concluzia primei pilde, că se bucură împreună cu prietenii lui. E o petrecere acolo. E o, e o veselie acolo. Pentru că această oaie a fost recuperată. În pilda a doua, banul pierdut, o femeie pierde un ban în casă. Aprinde lumina, dă cu mătura, la un dat găsește banul. Și ce face de bucurie? Stinge lumina și pune mătura la loc. Cheamă prietenele și face o petrecere. Și dă o petrecere de bucurie că a pierdut banul. Și acum Iisus spune pilda a treia. Cu un fiu care se pierde și concluzionează. În concluzie acestei pilde a treia oară vorbește despre faptul că trebuia să ne bucurăm și să ne veselim. Spune tatăl, acum eu am ultimul cuvânt. Farisei și cărtura nu înțelegeau asta. Este inadmisibil ca un om care risipește vameșii, care iau banii după oamenii din poporul nostru, să fie primiți și să stai cu ei la masă, nici vorba. Păcătoșii, desmățații, mincinoși. Cum își permite Isus să stea cu ei la masă? Înțelegeți de ce Isus spune această pildă? Este interesant că prietenii ciobanului se bucură împreună cu el. Femeile se bucură împreună cu femeia care își găsește. Dar fariseii sau fratele mare și fariseii nu se bucură pentru o ființă umană care este recuperată și restaurată. Asta e o ciudățenie. Această îngustime spirituală în care sunt farisei nu le permite să se bucure de faptul că păcătoșii sunt interesați de Hristos. De faptul că păcătoșii încep să vină la El, să-L asculte și să stea cu El la masă. Se ridică o întrebare importantă. De ce este așa de vehement așa de împotrivitor fiu cel mare ce credeți de ce este așa de vehement de ce este așa de împotrivitor pentru că nu înțelege dragostea tatălui excelent pentru că virgulă comparativ cu fratele lui Comparativ cu fratele lui, el muncește, el nu face petreceri, nu își întreține prietenii cu resursele Tatălui său, nu este din Cuvântul Tatălui său. Adică, el are o viață ireproșabilă. Comparativ cu acest fiu al tău, spune el, comparativ când se pune în într-o balanță de comparație cu fratele lui, nu poate să înghită asta. În contextul ebraic, știm că evrei aveau această convingere despre ei că ei sunt cei aleși, ei sunt cei special, cei privilegiați, sunt exclusiviști. Dumnezeu este interesat doar de ei și fariseii și cărturarii și Latura asta spirituală din Israel reducea acest cerc de privilegiu, de exclusivitate doar înspre ei. Ei nu puteau să înțeleagă că Dumnezeu ar putea iubi un păcătos, un vameș sau pe cineva dintr-o altă națiune. Această exclusivitate a iubirii Tatălui îi împiedica să înțeleagă că sunt și alte cercuri de interes și alte cercuri de, în care Dumnezeu poate să-și arate iubirea fără ca cineva să merite. Noi evrei, noi baptiști, noi penticostali, noi ortodoxi, noi greco-catolici, dar nu mai, este, nu mai există în afară. Nu mai există. Acesta este exclusivism spiritual când noi suntem centrul, când noi suntem singurii, când noi suntem unicii, cu care Dumnezeu are o treabă de făcut în lumea asta. În al doilea rând, dacă ne uităm la contextul dialogului, contextul pildei, uitați-vă la ce spune Tatăl, cel, tatăl Fiului Celui Mare pentru că înțelege motivația. Tatăl înțelege de ce fiul său este așa de vehement și îi spune tu întotdeauna ești cu mine. Adică ce vrea să spună? Adică ai frica că acum o să mă împart atenția cu fiul cel care se întoarce? ți i frică că nu o să mă mai uit la tine cu admirație, cu respect, nu o să te mai consider un privilegiat al meu? Ba da, fiule, liniștește-te. În continuare tu ești fiul meu. În continuare am ochii înspre tine, în continuare te văd, te simt, te înțeleg. Tu întotdeauna ești cu mine, tu n-ai fost privat de prezența mea, de iubirea mea. E normal să-i arătăm și fratelui tău, dar el nu poate să înțeleagă asta. Și Tatăl îl asigură de, de prezența lui. În al doilea rând, tot ce, este, tot ce am eu este al tău. De ce îi spune Tatăl aceste cuvinte? De ce îl convinge cu aceste argumente? Pentru că simte frica fratelui care rămâne acasă, că va trebui să împartă din nou averea. Or, cu asta nu-i de acord, nici în ruptul capului. Tatăl nu spune că trebuie să împartă din nou averea. Tatăl lasă pe fiul cel tânăr să-și trească consecințele lui. Faptul că îi dă o haină, faptul că îi dă un, tai un vițel, Faptul că îl încalță nu înseamnă că reîmparte avuția familiei. Dar în mintea fratelui mare, el îl vede, știe că tatăl este un iubitor și știe că tatăl își va împărți atenția cu fratele mai mic, cu risipitorul. Și el crede că și avuția o va împărți din nou și cu asta nu poate fi de acord. Deci cred că așa putem răspunde la întrebarea de ce este acest frate, așa de vehement, pentru că în cultura ebraică evrei sunt exclusiviști, Dumnezeu iubește numai pe ei, iar farisei și cărturare cu prioritate și mai restrâng cercul acesta de exclusivitate. În al doilea rând, în contextul dialogului apildei, tatăl îl asigură, prin felul în care îl asigură pe fratele mai mare, înțelegem că vrea să-L liniștească în vehemența Lui, în tulburarea Lui, în mânia Lui, îi aduce două argumente, că eu continu să te iubesc și pe tine și resursele sunt în continuare letale. Iar în al treilea rând, este interesant că această... Vedeți, noi avem Biblia așa pe bucăți și avem impresia că după fiecare paragraf s-a terminat. Dacă mergeți acasă, când aveți timp și disponibilitate, citiți să vedeți ce se întâmplă în capitolul următor. În capitolul 16, Iisus se adresează ucenicilor, dar este aceeași scenă în care Iisus comunică cu ucenicii lui și le spune o altă pildă. Și la finalul pildei, mă ajuns, rog, cu Luca 16, versetul 13 și 14. Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocut pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Fariseii, care erau iubitori de bani, ascultau și ei toate lucrurile acestea și, și își băteau joc de el. Adică, pe de o parte, farisei aveau un sistem religios exclusivist, dar în același timp erau foarte uh, iubitori de bani. Și îl disprețiau pe Isus, pentru că el vine și ne arată un Dumnezeu al iubirii. Ce iubire, mă, ce restaurare, ce prostii vorbă. Aici e vorba despre bani. Aici e vorba despre resurse, să adun cât mai mult. Punct. Nu mai contează alți oameni, alte situații, alte inimi. Nu contează nimeni decât. Și Isus spune, Luca, scuzați-mă, spune că fariseii erau iubitori de bani și ăsta e motivul pentru care fratele cel mare nu poate să-l primească pe celălalt. De frică că împarte averea din nou și nu-i corect și nu-i drept. Adică, tată, lasă-mă să spun eu cum trebuie să administrez resursele tale. Tată, tu nu administrezi corect resursele tale. Hai să mergem spre concluzii. Prima concluzie, dragii mei, la care m-am gândit e că dacă această pildă n-ar fi spusă de Hristos, de cineva care vine dintr-o altă dimensiune spirituală, de cineva care vine dintr-o lume cirească, care înțelege lumea de acolo și încearcă să o zugrăvească pentru lumea de aici, dacă n-ar fi spusă de el și noi automat ne-am asociat cu fratele cel mare. Noi deja suntem obișnuiți cu pilda fiului risipitor, cu un tată iubitor care încearcă să împace pe frați, care încearcă să facă, să medieze, să consilieze pe cel mai mare, să primească cu bucurie pe cel mai mic. Dar pentru mintea oricărui om este o nebunie. De aceea, în această pildă este interesant că vedem un fiu care își risipește averea. Vedem un alt fiu care își risipește viața și vedem un tată extravagant care își risipește iubirea pentru fiii lui și pentru lume. În al doilea rând, prin această pildă, Domnul Iisus ne descoperă un profil al Tatălui Ceresc. Dificil de anticipat. Nimeni -ar fi, nu și-ar fi putut imagina că noi avem un Dumnezeu care iubește așa de profund, care oferă libertate și resurse. Niciunul dintre noi nu ne-am putea imagina că un Dumnezeu, fără Isus, fără pildă asta, fără pildele astea, fără învățătura lui Isus, niciunul dintre noi nu și-ar putea creona în mintea lui, nu și-ar putea face un scenariu despre Dumnezeu ca fiind o ființă iubitoare, care oferă libertate și resurse, care primește cu bucurie, care restaurează, care protejează de mânia celorlalți și care în cele din urmă liniștește cu argumente și folosește argumente. E greu de imaginat un astfel de părinte, un astfel de Dumnezeu ceresc. În a treia concluzie, prietenii păstorului și prietenele femeii se bucură împreună cu ei pentru recuperarea oi, respectiv a banului, dar farisei și cărturarii nu se bucură de interesul păcătoșilor pentru Hristos. Pentru ei nu e ceva special. Dar acum că vine și ăsta la biserică, că zice și el, Doamne ajută-ne, că... Zice și el că vrea să lumeze pe Dumnezeu. Da, cine știe, Asta este povești, am mai văzut noi de-astea, știm noi cum sunt oamenii, că se răzgândesc, că atunci când îți la greu, dau înapoi, că nimeni de fapt nu e interesat numai de Dumnezeu, care și alte interese, că înțelegeți ce face mintea noastră, izvodirile minții noastre. Și noi credem că noi suntem obiectivi. Înțelegeți că fără această pildă, fără această învățătură lui Hristos, care trebuie să spele mintea noastră din mizeriile care le-am adunat din lume, nu putem să-L înțelegem pe Dumnezeu. Și Iisus folosește aceste pilde ca să ne arate un profil. Cum este Tatăl Ceresc? Cum este Dumnezeu? Haideți să mergem și înspre partea aplicativă. Vreau să fac parte aplicativă sub formă de întrebări. Am cinci întrebări. Prima întrebare, dacă atunci când te-ai întors la Dumnezeu, căința ta a fost așa de profundă încât să nu mai ai nicio pretenție de la El. Atunci când te-ai întors la Dumnezeu și ai spus, Tată, iartă-mă, primește-mă, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, i spus și că nu mai ai nicio pretenție de la El, decât să te primească ca un fiu, ca un rob, ca ceva acolo și să-ți permită să, să fii în familia Lui. Împărăția cerurilor este a celor care au făcut asta, care și-au recunoscut păcătoșenia și nu mai au nicio pretenție de la Dumnezeu. Și dacă îi dă bani, și dacă nu îi dă bani. Și dacă e de sănătate, și dacă nu e de sănătate. Și dacă e de copii, și dacă nu e de copii. Și dacă e de parteneri, și dacă nu e de... Și dacă câștigă la alegeri, și dacă nu câștigă la alegeri. Și dacă o să trăiască mult, și dacă o să trăiască puțin. Când intrăm în împărăția lui Dumnezeu, dragi mei, siguranța care a rămas acolo este că nu mai avem nicio pretenție de la Dumnezeu. Că nu avem pretenții suplimentare. Aceasta este o căință profundă, semnificativă, care ne ajută, nu care îl ajută pe Dumnezeu, care ne ajută pe noi să rămânem în împărăție. Dacă noi dezvoltăm pretenții, nu reușim să stăm acolo. Ieșim. Ne sălbăticim. Ne uh, deraiem. Dacă ne cresc pretențiile, ne scade posibilitatea de a rămâne în împărăție. A doua întrebare. Dacă oferi libertate celui care dorește să trăiască în felul lui, ai libertatea, poți? Ai liniștea asta lăuntrică să lași pe copilul tău adult fiind, nu la cinci ani. Să-i dai libertatea să își trăiască consecințele, să fie de altă părere, să gândească diferit de tine. Ai această stabilitate lăuntrică spirituală sau psihologic, încât să-i dai libertatea să aleagă pentru viața lui și să-i mai dai și resurse. A treia întrebare. Primești cu bucurie și cheltuială proprie pe cel care se întoarce la Dumnezeu. Te costă procesul ucenicizării altora. Din timpul tău, din banii tăi, din abilitățile tale, mergi înspre alți oameni, înspre formarea lor. Sunt resursele tale puse la bătaie pentru restaurarea altor oameni. În al patrulea rând, protejezi pe cel interesat de Dumnezeu în fața respingerii celor religioși. Ei apărarea celor care sunt vorbiți de rău pentru păcatele lor, pentru încercarea lor de a se întoarce la Dumnezeu. Le sari în ajutor. Îi protejezi, aduce argumente împotriva părinților, împotriva celor care îi vorbesc de rău, împotriva celor care cărora îi descurajează. În al cincilea rând, ai vrea să te pregătești să fii un tată spiritual pentru alții. Te pregătești să fii un tată spiritual pentru alții. Am vorbit cu Tibi zilele astea, a fost la conferință în Polonia cu Timotei și zice, Tibi, mi-am mi -am amintit încă un lucru, zice, de împărtășit. Zice, la ultima sesiune care am fost acolo, pastorul care vorbea sau cineva care vorbea acolo a spus, știi cum îți dai seama că este cineva, un om matur? Cum evaluezi maturitatea unui om? Dacă acel om are ucenici care se multiplică. Dacă cineva are ucenici care reușesc să facă ucenici, acel om este matur. Celelalte sunt foarte subiective. Celelalte sunt uh, regionalisme, spiritualisme sau nivele minime de înțelegere a spiritualității. Dacă ne uităm în urma vieții noastre spirituale, ce vedem? Înțelegeți, dragii mei, acest profil al Tatălui poate fi asumat de fiecare dintre noi. Nu e ușor asta. Dar la asta ne cheamă Hristos. El stă între vame și păcătoși pe de-o parte și fariseii care bombănesc și stă acolo să-i pună la oaltă și stă acolo și pentru unii și pentru ceilalți. Pe unii îi restaurează din păcătoșenia lor, pe alții vrea să-i convingă de valoare vieții celorlalți. Acest profil al Tatălui ar trebui să fie un scop de viață, dragii mei, un proiect de viață pentru fiecare dintre noi. Să fiu ca Tatăl meu ceresc. Vă aduceți aminte, în predica de pe munte, Iisus spune, voi fiți dar desăvârșiți după cum și Tatăl vostru, cel ceresc, este desăvârșit. Cred că am terminat. Sorina, ai un cântec de încheiere? Am putea să ne închinăm împreună și să lăudăm pe Dumnezeu Tatăl că este așa de generos, că este așa de deschis, că este așa de restaurativ, că dă libertate că liniștește pe cel tensionat și îl ajută să înțeleagă valoarea vieții fiecăruia dintre noi. Haideți să ne ridicăm. Haideți să binecuvântăm pe Dumnezeu că avem un Dumnezeu așa de mare, așa de generos, așa de iubitor, așa de interesat de viața noastră a fiecăruia dintre noi. Și în același timp să-i cerem, Doamne, Vreau ca și eu să seamăn cu tine. Vreau ca în atitudinile mele, în modul meu de relaționare, în modul în care îmi gândesc resursele și viața, vreau să fiu ca și tine. Și vreau să fac din asta un scop al vieții, un proiect de viață. Doamne, ajută-mă să fiu ca și tine. Haideți să onorăm pe Dumnezeu pentru ceea ce este El, apoi cerem ca noi să fim ca El și apoi ne vom închina prin muzică.